Alexandru Surugiu este președintele Asociației Nevăzătorilor de aproape 2 ani. S-a născut însă cu deficiențe de văz. În ciuda problemei sale, a învățat la o școală specială din Târgu Frumos și, sprijinit de colegi, dar mai ales de fratele său mai mic, a reușit să depășească momentele de cumpănă. Cel mai mult se dezvoltă simțul orientării, auzul. Fratele său i-a arătat fiecare străduță din oraș și, deși nu vedea, Alexandru a reușit să își creeze în minte o hartă a Botoșaniului. Am luat orașul ăsta pe jos și mi-a explicat strada, cum se numește strada, cu care este paralel, cu care este perpendiculară pe stradă și așa mai departe. Și am reușit să-mi formez o imagine a orașului. Dovada este că am și mers foarte mult singur pe jos. Mergeam din zona casei tineretului până la spitalul de recuperare pe jos, nu era chiar ușor. Nu s-a lăsat descurajat și a luptat din răsputeri pentru a demonstra că dizabilitatea sa nu este o povară. Primul său loc de muncă a fost ca masseur la spitalul de recuperare Sfântul Gheorghe din Botoșani. Timp de 28 de ani a fost în slujba botoșănenilor. Spune că nu i-a fost ușor, dar colegii de muncă i-au înțeles problema și au fost alături. Venind din internat, viața nu a fost tocmai ușoară pentru noi, însă majoritatea colegilor care am lucrat chiar ne-au dat realmente o mână de ajutor în a ne descurca pacienți cu tot ce însemna. Și foarte multe lucruri le-am învățat pe parcurs, de la locul de muncă până acasă și invers. Acolo erau de citit niște fișe de tratament pe care eu nu puteam să le citesc singur. Chiar și prin spital, orientarea prin spital, prin interior, până am reușit eu să mă obișnuiesc, tot colegile mele au fost cele care mi-au explicat. Din 2009 a ales să se retragă și s-a pensionat. Nu a putut sta departe de botoșenenii săi și, în 2015, a ales să candideze pentru postul de președinte al Asociației Nevăzătorilor din Botoșani. Ați gândit vreodată că veți ajunge președintele Asociației de Nevăzători? Nu m-am gândit special la așa ceva, dar mi-am zis în mintea mea așa că dacă vreodată o să fie o posibilitate, am să candidez. Este conștient însă că mulți alți botoșeneni cu deficiențe de văz asemeni lui nu reușesc să își găsească un loc de muncă oricât ar încerca. Explicația, crede Alexandru Surugiu, stă în faptul că angajatorii își doresc angajați sănătoși care să realizeze mai multe cerințe. Sunt foarte mulți privați care preferă să angajeze un om, de exemplu, care să facă mai multe operațiuni. Și atunci nevăzătorii nu mai, deși legea spune că să se angajeze cu prioritate, sunt foarte mulți care nu acceptă. Este din ce în ce mai greu de găsit un loc de muncă pentru persoanele cu dizabilități.